Salutare dragi prieteni și am găsit la un nou episod de data aceasta tot eu pe ETS 2, evident că e 2-ul, nu cred că joacă cineva 1-ule, mai joacă cineva 1-ule chiar și pentru cartofi. În fine, ne aflăm în Stettin, Szczecin, cum vreți voi, depinde dacă sunteți englez sau polonez, o să-i ziceți Stettin sau Szczecin, Szczecin. Stettin, puii mei, eu așa știu, pe English, pe britanici. Stettin. Bun, și vom lua o cursă mai simplistă, mai așa, pârnaie. Cursa nu prea, păi, cine știe ce. A, filmăm și noi pe Polonia, știți cum e. Bun, și sper că muzica se aude iară. Dar e cam tare, dacă nu mă înșel. Și cred că ar trebui să dau mai încet. Asta-i, sweet spot-ul. Teoretic. Hai, am cuplat-o. Sau să dau mai tare? Hai că o las așa mai tare, țără. Aia e. Bun, ne asigurăm la ieșire din curte, din perimetru. Bam, frumos, manul sau sal. Trecem pe roșu că suntem țărani și ne interesează de restul participanților la trafic. Pentru că, na, suntem niște gunoi și ne interesează să ajungem la destinație cât mai repede. Indiferent de consum și de faptul că încurcăm alții, pe alții. Dar, hei, priviți partea bună, e un joc, deci nu sunt persoane reale. Sunt NPC-ul. Aoleo, ce mi-am dat. Mi-am dat de m-am julit, băieți. 3%. Aoleo. E mult, sincer, 3% e mult. Foarte mult, cred. Depinde. Dacă ești sărat, rupt în funduleț, așa o țălă, te rupe la bani pe ETS un 3%. Pam, chichi, pam, pam, hopa. Te-am purba cum ne place nouă. Pam, avem 224 de kilometri, numai că problema e că eu nu o să iau pe unde vrea el, o să iau pe unde vreau eu, adică pe drumul ăsta vreau să iau. Nu are rost să mai urc pe autostradă. Adică ce sens are să urc pe autostradă când pot să iau pe aici? Dar sincer acum. Trebuie să mergem și la Lodz, Lodz, nu știu cum se pronunță. Aoleo, bă, acum au vrut să vină chestia antică, că arată antică, țărea. Arată așa, anii 70, miroase a comunism în autobuzul ăla. Au vrut el să iasă după curbă fix atunci să ne taie calea. Bă, asta mă să trec, că sunt depășire eu aici, mă, manevre. Pam, revenim. Îmi place că îmi dă asta conducere pe contrasens de pe acum, când ești întors pe banda mea, gen. Cât timp am fost pe banda opusă, da? Cât timp chiar am fost pe contrasens. Nu a fost nimic grav. Când m-am întors și eram pe banda mea, pam, mi-a dat conducere pe contrasens. Aoleo. Gata. Căscaș. Am căscat, m-ați înțeles voi. Ei, folosesc perfectul. Mai mult ca perfectul, de fapt. Așa, în glumă, vis-a-vis de colegii de facultă care sunt... Na, politeni. Nu mă judecați.
Nu am nimic personal, dar așa îmi place să fac mișto de pe tema asta, dar nu, nu-i cu răutate. Da, da, sper că nu se supără careva. Adică și dacă se supără aia, eu măcar știu că nu o fac din răutate, dar în spirit de glumă. Și că-mi permit. Haide, vezi, vis-a-vis de glume, chiar e importantă chestia asta, că... Bă, faci glume, dar trebuie să-ți și permiți să faci cu persoana respectivă, că așa... Știi, degeaba e gluma bună dacă persoana nu prinde la glumă și se supără, sau nu știe că tu o spui în spirit de glumă. Se mai întâmplă. De obicei când stai în gașca ta de prieteni cu care te înțelegi și discuți și faci glumele tale pe care le faci, ei le înțeleg și știu că îți doar din glumă, din ironie, nu cu răutate. Și nu știu, vine cineva și tu încă rămâi în starea aia și începi să faci glume din alea cu o persoană aia care nu e acomodată și obișnuită cu tine și glumele tale, îți șanse foarte mari să se ofenseze și să se supere. Să interpreteze iurea. Gen, ați înțeles voi. Tăi delicat cu glumele. Unii nu prind la fel de mult ca alții le glumă. Și na, asta poate fi foarte tricky, dăunător, nu știu cum să zic. Dar, na, ce pot să zic? Fiți atenți cu cine faceți glume, copii. Sau ce glume faceți, de fapt, și cu cine. Dacă nu-ți permiți să faci tot felul de glume cu toți. Unii nu se prind așa repede la glumele dacă faci glume personale pe seama lor. Alții nu se supără. Dar alții se supără rău când faci glume așa personale care se includă pe gen pe ei, gen să ironizezi pe ei. Și na. Riști să crezi certuri și conflicte, așa, iurea? Fără... Tu nici măcar n-ai avut intenția, dar persoana respectivă interpretează cu totul și cu totul aiurea, gluma, și se supără pe tine. Și stă supărată pe tine și stați cu ghilimele certați, deși tu nu ești certat, dar... Stă supărată persoana aia pe tine, așa, fără... Da, ați înțeles voi. Nu baza nimica concretă, o glumă pe care nu o înțelesă. Of. De am zis, complicat cu glumele câteodată. Trebuie să știi ce tipuri de glume, opa, 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 opa. Și cu cine îți permiți să faci. Da. Hai că nici n-am ieșit în decor acolo. Dacă e. Bă, na, voi știți ce prieteni aveți și ce nu, și ce tolerează și ce nu. Dar ideea e că dacă ai prieteni care tolerează orice fel de glumă proastă pe care o faci, atunci e ok. Atunci știi că ți-s prieteni. Când te suportă așa cum ești, tolerează orice mizerie de glumă ai face. Știu că am bățit. Da. Da. Tac. Ar trebui să tacă. Și să revin mai la joc și să nu mai discutăm teoria glumelor, facem aici de mai filozofia romană, scriem cărți despre cum să nu glumești cu cum să glumești, cum să nu glumești în funcție de prieteni. Băi, să îmi bag în el tren. Puteam să trec. O să ies din cabină ca să lăs să vă auziți și voi tare, să vă țiu asta în cap. Pot? Pot să fac asta. Bineînțeles că am putut să-l lăs să vă țiu în cap. Hehe. Nu a trecut trenul, a intrat în tunel și tunelul acolo pare un zid, a trecut prin zid, practic. Tare. Dar trenurile astea au hitbox, că dacă au e cam nașpa. Trebuie să încerc o dată. Dar gen... Vă dați seama ce nașpa dacă trenul are hitbox?
Parcă mănâncă într-un episod să mă pun să stau pe calea ferată să aștept un tren. Să văd ce se întâmplă. Chiar ești curios. Cliciuiesc jocul? Oare? Ha? Ce ziceți, chat? Glicim jocul dacă facem bine astea? Aoleo! Chiar iau viraje din astea dubioase. Iară, bă! Iară! Pe bune! Serios? Ați văzut, nu? Adică, cred, sper că ați văzut. Deci eram iară full pe banda mea? Abia dacă ai condus pe contrasens. Plac chestiile astea. Ia, am apățim la fel oare? Nu apățim la fel. Nion. Aolea, cum se vede asfalt, e așa oribil. E oribilă textura, de fapt. Asfaltului. În textura din joc, ați înțeles voi. De fapt, nu-i textura neapărat cât cum interacționează lumina de la soare cu textura de la asfalt. Deci efectele care au pus-o băieții pe... Exact, uitați, vedeți? Ăsta e așa gri și ăsta e pum, dintr-o dată pam, albicioț, așa. Și uite, dacă schimb unghiul, se vede mai ok, dacă îl întorc. Da? Vedeți? Așa se mai distinge. Așa e lucios. Foarte. Iac, arată oribil asfaltul ăla alb. Nu mai vreau. Aha, nu mai vreau și parcă văd că până la destinație numai asfalt din ăla să-mi dea. Benzinărie, avem nevoie. Nu avem nevoie, că avem rezervorul mai mult de jumate. Și mai avem 5-6 de kilometri. Și meream cu 134 la ora, 35. Nu o să fiu nebun să pun frână la viteza asta. Voi ați fi? Ia lăsați în chat dacă ați fi nebun la viteza asta să puneți frână de la 130 la ora cu tirul. Deși nu ajunge nimeni în viața reală la 130 la ora cu tirul, dar zic. Bun, băgăm semnal stânga. Opa, încetinim. Ne asigur... Nu știu de ce zic că ne asigurăm, că ne asigurăm mai deloc. Oricum treceam, indiferent ce ar fi fost. B23 SKN skin, piele. Bun. O luăm pe aici. Traversăm podul. Calea ferată, băieți. Pe aici a trecut trenul ăla care voia să dea peste noi. Fapt nu ăla la care am ținut soneria în ureche, să vă țiuie. Da. Pam, chichi, pam. Mai avem 28 de kilometri. Aulea! Transportoare de lemne. Păi Polonia nu prea are munte, aproape deloc. Dar stai că există păduri de câmpie, sunt și eu prost. În capul meu acum era ceva gen, Polonia are numai câmpie, nu are munte, pădurile sunt la munte, dar nu, pădurile nu sunt numai la munte. Sunt eu prost, lăsați-mă. Ah, mă iubesc câteodată. M-aș bate singur. Aoleo. Deci eu trebuia să ajung în oraș? Păi nu era mai simplu să iau pe drumul ăla. Oare? Adică să iau pe drumul ăsta. Bam, frâna de rei. Bă, am ajuns. Nu te cred că i-am dat damage. Damage. Să înțelegi voi. Vedeți? Hai, ce m-am panicat. M-am speriat că îl dăm peste cap și trebuie să recuperez vreo 4-5 minute, parcă și văd. E și 29. O să mă uit să văd când era salvarea, să văd cât aș fi pierdut. Aceva îmi zice că mult, că așa se întâmplă de fiecare dată, știi? Când nu-ți dorești, se salvează recent. Și când ai nevoie, bă, de-al dracu, 4059.
o secundă înainte să se facă un nou backup de răstorn și nu mai ai ce să faci. Dar eu am observat asta. Dar cred că aș schimba timpul de backup dacă aș putea. O să caut să văd și cred că mai OP la 4 sau 3 minute. Iulia. Iulia. A, bă, că m-ai văzut că mă bag în calea ta, că am chef să-ți tai calea, că-s țăran. Deci nu m-ai lăsat. Bun, îi băgăm semnal stânga, băgăm în curte. Curte. Frână de mână, frână de mână. Enter, opa, 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 enter. Parcăm, sau parcăm? Parcăm, 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 parcăm. Hai, parcăm simplu. Virăm maxim. Cu tag X. Băgăm marcaj. O băgăm, mă rog, nu-i marcaj, dar te înțeles voi, îl băgăm. O băgăm. Asta nu sunt ok. Da. Gata cursa. Ar mi-a dat penalizare, ce tare. Ok, și să văd aici, la salvări. Când era? Aha. 29, 31, 3 minute să resetau. Acceptabil, acceptabil, trebuie să recunosc. Că e acceptabil. Da, bine, băieți. Și fete, că știți că nu discriminăm. Nu discriminăm. Bun. Eu am fost Deium, ca de fiecare dată. Vă salut. Eu ies acum să încerc să fac poză de thumbnail. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye!